Frați și surori, stimați ascultători, vă binecuvintez în numele Domnului Iisus Hristos. Eu trebuia să fiu la Sighet abia mâine seară ca să iau copiii care sunt plecați în tabăra pe care biserica dumneavoastră a organizat-o, dar fratele Marius mi-a trimis un mesaj, știind că sunt la Poieni, și a spus că este voia Domnului să vin, și atunci am primit și am dat curs invitației Dumnealui. Nu știu cine trebuia să fie la predică în seara aceasta, dar Dumnezeu să-i răsplătească, să binecuvinteze pentru ospitalitatea de a ceda locul unor frați musafiri care vin ocazional. Aș dori să vă invit să vă ridicați cu toți în picioare pentru a cinsti cuvântul lui Dumnezeu care se află scris în 1-a carte a lui Samuel, capitolul 17. Voi da citire de la versetul 32 până la versetul 40, inclusiv pagina în Biblie 309. 1 Samuel 17, 32 la 40. David a zis lui Saul: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filistianului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David: nu poți să te duci să te bați cu filistianul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loviam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filistianul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis: Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistian. Și Saul a zis lui David: du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: nu pot să merg cu armura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Și-a luat toiagul în mână și-a ales din părâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștia în mână, a înaintat împotriva filistianului. Amin, vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, această istorie a lui David și Goliat este una dintre cele mai familiare istorisiri cu care suntem familiari, o cunoaștem poate din grădiniță, poate unii de la școala biblică. Am învățat despre ea pe când eram copii și este una dintre cele mai fascinante istorii despre victorie din întreaga Scriptură. Filistenii și-au strâns armatele pentru a lupta împotriva lui Israel la Socoh, care aparținea lui Iuda. Sigur, nu am citit tot pasajul biblic, fiindcă este destul de lung, dar am să fac referire în acest mesaj la tot pasajul, chiar dacă nu l-am citit în întregime. Și filistenii tăbărau la Socoh între Azeca și Valea Ela, în Efes Damim. De partea lor, Saul, împreună cu poporul, cu Israelul, au tăbărât și ei în Valea Terebinților și s-au așezat în șir de bătaie, în linie de bătaie, împotriva filistenilor. Tensiunea a început să crească în timp ce fiecare se întreba cine va fi primul care va deschide această luptă. După mai multe zile, timp în care cele două armate s-au înfățișat una în fața celelalte, la un moment dat din zi, șirurile armatei filistenilor s-au dat la o parte și și-a făcut loc campionul lor, cel cu multe premii, pe nume Goliat, despre care Biblia ne spune că era un uriaș care avea înălțimea de 6 coți și o palmă, undeva la 3 metri și 12 centimetri, și era în stare să poarte o zale care cântărea 5.000 de sicli, undeva la 57 de kilograme și jumătate, doar armură, pe lângă armament și alte lucruri pe care le purta. Sigur, acest Goliat avea o voce pe măsură, o voce asurzitoare, iar cu acea voce asurzitoare a lansat o provocare lui Israel după un obicei vechi care se știa în acele vremuri, și anume ca fiecare armată să fie gata să ofere un luptător pentru meciul final al morții.
Iar câștigătorul dintre cei doi eroi, dintre cei doi luptători oferiți de câte unul de fiecare parte a fiecăruia dintre armate, avea dreptul ca în urma victoriei să revendice victoria asupra întregii armate adverse. Astfel încât armata adversă trebuia, conform acestei cutume, acestui obicei, să recunoască înfrângerea și să devină sclavă armatei învingătorului. Sigur, era un obicei dureros, dar prin acest lucru se evita să se sacrifice atâtea vieți nevinovate, atâția soldați, atâtea familii care și-ar fi putut pierde tatăl pe front, dar, pe de altă parte, își puneau toată speranța într-un singur erou. Sigur, Israelul nu avea de ales oricum, fiindcă fie într-un fel, fie în altul, se părea că ei sunt în inferioritate numerică și chiar dacă ar fi ales cea de-a doua variantă, lupta corp la corp, mai mult ca sigur că ar fi pierdut. Însă, planurile oamenilor nu sunt ci planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu are întotdeauna planurile lui mărețe. Dumnezeu este suveran peste tot ceea ce se întâmplă, fie la nivelul vieții noastre particulare, fie la nivel de biserică, fie la nivel de oraș sau un stat. Dumnezeu cârmuiește inima împăraților, așa încât nimic nu se întâmplă fără știrea, fără voia, fără permisiunea lui Dumnezeu în lumea aceasta. De aceea putem zice plin de încredere, ne putem încrede din toată inima în acest Dumnezeu, slăvească-i să numele în veci. Acest pasaj ne amintește de altfel de problemele lui Israel cu giganții din cărțile Numeri, cartea Numeri, capitolele 13 și 14, când după 2 ani petrecuți în pustiu, Israelul ajunse pe marurile râului Iordan. Sigur, înainte să intre și să supună țara pe care Dumnezeu a promis că o va da în stăpânire lui Israel, ei se opresc și trimit 12 iscoade, doar pe scurt, fiindcă știți acea istorioară în care Iosua trimite acele iscoade. Toate cele 12 iscoade au văzut aceeași uriaș, au văzut aceeași țară. Însă 10 din ei se întorc și aduc lui Iosua un raport negativ. Au spus, țara este bună, este frumoasă, curge lapte și miere. Este exact așa cum ne-a descris-o Domnul Dumnezeul nostru. Numai că ea este stăpânită de niște uriași, niște giganți, niște oameni foarte mari. Iar noi nu ne putem lupta cu ei. Pe lângă ei, noi părem niște lăcuste. N-avem nicio șansă. Și astfel acești oameni au muiat inima poporului, afară de 2 oameni, știți bine, Iosua și Caleb, care erau însuflețiți de un alt duh, care dimpotrivă au încurajat poporul ca să lupte cu giganții lor. Rezultatul îl știți foarte bine, rezultatul necredinței pe care poporul și-a însușit-o datorită faptului că s-a lăsat influențat de acea descriere negativă, de acea descurajare, de acel raport negativ adus de cele 10 iscoade, a fost rătăcirea a alți 38 de ani prin pustie. Paradoxul este că după 38 de ani, ei se află din nou la malurile Iordanului, la granița acelei țări a Canaanului. Întrebarea pe care aș dori să vă pun dumneavoastră în această seară este următoarea. După 38 de ani, frați și surori, care citiți Sfintele Scripturi, ce ați putea să spuneți? Uriașii au dispărut de la sine? Sau erau tot acolo? Unde erau uriașii? Erau tot acolo, nu-i așa? Vedeți, această turnură de 38 de ani, datorită necredinței, n-a făcut altceva decât să aducă poporul lui Dumnezeu în acea stare pe care a avut-o înainte, dar cu pierderea unei generații de oameni care putea să poarte armele, era majoră, care trebuia să se nimicească datorită faptului că au insuflat necredință în poporul lui Dumnezeu. Păcatul necredinței este un păcat teribil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească de necredință, Dumnezeu să ne ridice în îndoielile noastre și să ne întărească ca să nu cădem niciodată în necredință. Dar vedeți, ironia, așa cum spuneam și anticipam, era faptul că după 38 de ani ei trebuia să-și înfrunte aceiași giganți. Giganții nu vor dispărea pur și simplu, ci ei au trebuit să-i înfrunte. În același fel avem și noi giganții noștri.
cu care ne confruntăm în viața noastră de credință. Fiecare din noi trebuie să ne confruntăm cu acești giganți pe care îi avem și care sunt puși de diavolul ca să ne tachineze, să ne bagiocorească și, dacă este posibil, să ne înfrângă. Dacă noi, în calitate de credincioși, de copii al lui Dumnezeu, nu vom supune, nu vom ucide acești giganți care se ridică în viețile noastre de credință, noi vom trăi sub limita așteptărilor Domnului nostru Iisus Hristos. Noi vom trăi sub nivelul a ceea ce a intenționat Dumnezeu ca noi, copiii lui Dumnezeu, să fim și să reprezentăm în această lume. De aceea, mesajul meu aș dori să-l structurez, și anume bazat pe răspunsul la două întrebări, pe care voi dezvolta a doua parte, și anume prima întrebare, la care aș dori să evaluăm și să aflăm răspunsul, este: care sunt dușmanii pe care noi, credincioșii, trebuie să-i înfruntăm astăzi? Dacă poporul lui Dumnezeu a avut acei giganți care nu sunt altceva decât un prototip pe care Dumnezeu a îngăduit ca Sfânta Scriptură să fie insuflată de Duhul Sfânt, să fie descrise acele istorioare, acele fapte, pentru ca noi să putem învăța din ele cum să ne gestionăm viața după voia lui Dumnezeu, călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, și să nu repetăm greșelile lor. Ne confruntăm și noi în zilele noastre cu giganți ai ispitei de tot felul, cu giganți ai ispitei poftelor. Poate unii, poate aici, dacă pronunț cuvântul ăsta, droguri, poate vei spune, așa ceva nu este. Să știți, sunt biserici în Occident în care tineri consumă droguri în toalete și pastorii trebuie să meargă, să verifice, să-i avertizeze și așa mai departe. Sunt giganți ai adulterului, ai pornografiei, sunt giganți ai jocurilor de noroc, ai jocurilor de calculator, a vechilor obiceiuri, sunt giganți ai abandonului, ai respingerii, oameni care se simt respinși de societatea aceasta, care se simt respinși de însăși familia lor. Sunt atâția și atâția giganți ai depresiei, pe care noi trebuie să-i confruntăm, trebuie să ne luptăm împotriva lor. Există gigantul mâniei sau gigantul mândriei, care duce la toate celelalte probleme din viața credinciosului. Nici nu vă gândiți câte ravagii poate să facă mândria. În pricina mândriei se rup și se frâng atâtea și atâtea relații. Poate ai auzit de atacuri ale vrăjmașului care îți șoptesc la ureche și care îți spun: vezi, tu nu ești calificat pentru slujba aceasta, și el vine să te întristeze, deși Dumnezeu ți-a lansat și ți-a făcut o chemare, a pus un potențial în tine, a pus un dar prin Duhul Sfânt în viața ta. Poate va spune: nu-ți poți plăti datoriile, vezi că îți merge tot mai prost, îți vin scrisorile de la bancă, îți vin facturile și nu poți să le faci față. Poate îți va spune vrăjmașul: vezi că oricât ai încerca, nu-ți poți salva căsnicia, este șubredă. Poate va veni și îți va șopti atâtea și atâtea lucruri, că tu nu ai nicio perspectivă pentru viitor. Poate îți va șopti și îți va spune: nu-ți poți opri flirturile, relațiile amoroase interzise și așa mai departe. Dar ceea ce vreau să vă spun, aș vrea să vă invit să ne ridicăm în credință, în interior, în inima noastră, și să ne înfruntăm dușmanii, începând de astăzi, chiar acum. Dacă n-am făcut-o până acum cu toată responsabilitatea, dacă nu ne-am împotrivit păcatul în lupta împotriva lui până la sânge, cum spune Scriptura în Cartea Evrei, să o facem acum și să nu glumim cu păcatul. Să fim gata să ne înfruntăm acești dușmani acum și tocmai prin aceleași tactici, prin aceleași tactici pe care Dumnezeu le-a oferit atunci lui David, omul după inima lui Dumnezeu. Și să știți, repet, aceasta nu este o ficțiune, nu este o povestire pentru copii, ci este o istorioară reală în care găsim principii atât pentru adolescenți cât și pentru adulți. Revenind la istorioara noastră, acest filistean arunca ocări de dimineață până seara timp de 40 de zile. Și provoca pe Israel ca să-i trimită un bărbat, un erou cu care să se lupte, dar nu se găsea nimeni. Regele Saul ar fi trebuit să fie acela, nu-i așa? Fiindcă atunci când l-a ales Dumnezeu prin Samuel, era mai înalt cu un cap de la umăr în sus decât orice bărbat din Israel. Dar în acea zi, probabil Saul nu se simțea bine, avea dureri de stomac,
îl durea mărseaua și a spus, lasă să meargă altul. Știți, scuze se pot fabrica și inventa. În final este introdus David, care era trimis de tatăl său ca să-și viziteze frații pe câmpul de luptă, să le ducă merinde, să ducă provizii fraților săi care luptau în armata lui Saul. Când David ajunge pe câmpul de luptă, după cum bine știți, vede armatele lui Israel tremurând de frică din cauza batjocurilor și mai ales amenințărilor pe care le lansa acest uriaș, acest Goliat. Ajungând la frații lui, David se întreabă, oare de ce este lăsat acest gigant, acest uriaș, să blesteme numele Domnului Dumnezeului oștirilor, să aducă atâta ocară și să insufle atâta frică în poporul lui Dumnezeu? Răspunsul care venea era faptul, se rezuma la faptul că toți privind spre acest uriaș îl vedeau atât de mare încât era imposibil să te poți pune cu el. Numai David privea spre uriaș cu ochii credinței și a spus, este atât de mare acest uriaș încât e imposibil să nu-l nimeresc. Oricum ar fi, tot îl nimeresc, că e mare. Vedeți, există o perspectivă diferită de a privi lucrurile, de a privi uriașii. Și sigur, David a ieșit din mulțime înainte și a luat una din acele 5 pietre netede pe care le alesese, le-a pus în praștia lui. Știți, praștia nu este aceea pe care aveam noi când eram copii cu un elastic și așa o sârmuliță în formă de U, ci era pur și simplu făcută din piele, care se punea o piatră, o roteai de câteva ori, pentru ca forța centrifugă, nu Marius, să fie maximă, însă Dumnezeu a fost acela care a dat izbândă lui David și Goliat a fost nimerit în singura parte a corpului neprotejată de armură și aceea fiind fruntea. Fruntea nu era protejată de armură, fiindcă avea nevoie să poată vedea. În rest, tot era îmbrăcat în zale și în armură. Dar singurul loc vulnerabil, acela l-a țintit David prin puterea lui Dumnezeu. Sigur, aspectul acesta al numărului pietrelor, sunt unii teologi care și-au permis să-l dezbată, nu vreau să intru prea mult, fiindcă acest lucru nu este foarte, foarte important, însă sunt unii care susțin că, conform lui 2 Samuel, capitolul 21, versetele 19 la 22, acest Goliat din Gat mai avea 4 fii. Și cumva David a spus o piatră pentru Goliat și în caz că ar veni fiii lui pe front, mai am 4 pietre. Însă eu nu subscriu la această teorie, fiindcă pe vremea aceea, probabil, David, bietul, nici nu știa câți fii are Goliat. Eu cred mai degrabă că David voia să fie sigur că acest uriaș va fi biruit și de aceea a luat 5 pietre. A spus, măi, cu prima s-ar putea să ratez, poate ratez și cu a doua, și cu a treia. Ce-ar fi să iau 5 pietre? O, ce bine ar fi dacă ar gândi așa și credincioșii noștri. Pentru problema cutare cu care mă confrunt în viața mea și care mă terorizează și care mă ține oarecum legat și nu am fericire și bucurie, ce-ar fi să iau nu o zi de post. Unii iau o zi de post, păi Domnul a văzut, am făcut, nu pot scăpa de obiceiul ăsta, de viciul ăsta, de lucrul ăsta. Dar ia a doua armă, ia a doua piatră, ia a treia muniție, ia și a patra. Vino în armat împotriva vrăjmașului, cu mai multe pietre, nu doar cu una singură, fiindcă una s-ar putea să ratezi, dar când vei veni cu mai multe muniție, vei avea șanse de reușită de 100%. În spatele acestei povestiri, sigur, există și un adevăr profetic, fiindcă Goliat din Gat este reprezentativ pentru Satana prin însăși descrierea lui, înălțimea de 6 coți și o palmă, apoi greutatea scutului de 600 de sicli, vedeți cifra aceasta, numărul acesta, 666, este reprezentativ pentru anticrist în cartea Apocalipsa. De altfel, Goliat reprezintă tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu, fiindcă 6 este numărul nedesăvârșit al omului. Biblia ne spune, pe de altă parte, că acest Goliat era un om războinic din tinerețea lui. Din nou, îl putem compara cu Satana, care tinerețea luată în ghilemele, sigur, vechimea lui, el are o vârstă mult mai mare decât a omului, fiindcă a fost creat înainte de crearea pământului. Așadar, el este uns cu toate alifiile, este foarte versat și este foarte viclean. De aceea, chiar și această afirmație a Scripturii, că este războinic din tinerețea lui, este tot o caracteristică pe care am putea să o aplicăm diavolului, care este numit șarpele cel vechi. De asemenea, în sensul acesta, Biblia ne spune în Efeseni, capitolul 6, că și noi,
pe partea noastră nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, nici unii împotriva altora, nu? Că noi suntem tot carne și sânge, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. O, dacă ar înțelege creștinii acest adevăr, să se iubească mai mult și să nu lupte unii împotriva altora, ci să lupte cu duhurile care stau în spatele acelor păcate, ale urii, ale faptului că cineva nu-l suportă pe cutare, nu are destul respect pentru altcineva și așa mai departe, și s-ar concentra asupra adevăratei lupte care este împotriva duhurilor, ar fi mult mai mult har în bisericile Domnului Iisus Hristos. Mult mai mulți oameni s-ar converti, mult mai mulți ar fi botezați cu Duhul Sfânt și grăbirea, venirea Domnului nostru Iisus Hristos ar fi mult mai mult grăbită prin astfel de acțiuni. Zic, Doamne, ajută-ne să fim înțelepți și să înțelegem că lupta noastră este o luptă orientată împotriva diavolului și armatelor lui de duhuri. Știm că Satana face mai mult zgomot astăzi decât oricând, fiindcă știe că mai are puțină vreme, pentru că cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și el se luptă cu toate armatele lui, ca dacă este cu putință, să înșele chiar și pe cei aleși. De aceea noi trebuie să stăm tari, cum am arătat și mesajul de duminică, să fim înarmați, îmbrăcați cu toată puterea lui Dumnezeu pentru a face față tuturor atacurilor diavolului. De asemenea, această cifră, acest număr 40 este un număr reprezentativ în Scriptură, fiindcă timpul de 40 de zile, timp în care Goliat a aruncat ocări asupra armatei lui Israel, este un număr al testului sau un număr al încercării. Avem în multe locuri din Scriptură acest număr 40 și anume în Biblie, așa cum spuneam, este numărul testului. Domnul Iisus Hristos a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul 40 de zile. Moise, el a petrecut în pustie 40 de ani, timp în care a fost testat și s-a maturizat ca să se poată întâlni cu Dumnezeu și după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu să poată să fie trimis ca să scoată pe poporul Israel din Egipt. Sigur, David, în schimb, este reprezentativ pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă pe de o parte Goliat este reprezentativ pentru Satana, David este reprezentativ pentru Domnul nostru Iisus Hristos. La fel cum David a fost trimis, este trimisul tatălui său, Domnul Iisus Hristos este trimisul tatălui. Dacă David s-a dus să ducă merinde, Domnul Iisus, el însuși este pâinea vieții. El a venit cu merinde la frații lui și noi toți suntem frații lui, dacă facem voia lui Dumnezeu și avem credință nestrămutată în Domnul Iisus Hristos. Dacă David a fost ridiculizat și batjocorit de frații lui și Domnul Iisus Hristos a fost batjocorit și ridiculizat de Israel, frații lui au spus, oare acesta se va lupta cu Goliat, dar va fi acesta în stare să lupte cu Goliat? La fel, Domnul Iisus Hristos a fost batjocorit, dar în slăbiciune puterea lui Dumnezeu se arată desăvârșită. Tocmai prin răstignirea lui pe cruce, ceea ce era un lucru prin care era imposibil ca cineva să înțeleagă, printr-un moment de slăbiciune, prin răstignirea lui Iisus, el să aducă victoria asupra păcatului. Pur și simplu, grecii, evreii se poticneau, pentru greci era o nebunie jertfa lui Hristos. Spus, cum? Prin slăbiciune, prin răstignire, să ne aducă viață. Dar sigur, cei ce erau scriși în Cartea Vieții au crezut și s-au întors la Dumnezeu, că tocmai prin acest gest, prin răstignirea lui Hristos, acest lucru le-a adus viață. Haideți să înțelegem că în același fel, David este reprezentativ pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă David l-a dezbrăcat pe Goliat de armura lui și sabia lui și le-a așezat într-un armurier ca să constituie, odată cu trecerea timpului, un memento, un moment în care David se reculegea și intra în acel armurier și când vedea armura lui Goliat de care l-a dezbrăcat, spunea, Dumnezeu a fost cu mine, pentru că văzând această armură, eu văd că Dumnezeu ea aparținea cuiva, aparținea lui Goliat. Dacă Dumnezeu a fost cu mine atunci, va fi și astăzi. Domnul Iisus Hristos, de partea Lui, ne spune Cartea Coloseni, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară, ieșind asupra lor biruitor prin cruce, slăvit să fie numele Lui. Amin. Acum, haideți să vedem răspunsul la cea de-a doua întrebare. Dacă am văzut răspunsul la prima întrebare, haideți să vedem răspunsul la cea de-a doua întrebare, și anume, cum l-a biruit David pe Goliat? Cum, propriu zis, ce tactici a folosit David ca să-l biruiască pe Goliat? În primul rând și un prim lucru care rezultă în mod direct din acest pasaj biblic pe care l-am citit, este conectează-te la sursa puterii.
Nu uitați acest lucru. Conectează-te la sursa puterii. Dispozitivele noastre electronice funcționează puțin timp. Chiar mașinile astea, Tesla, vedeți? Deci ele merg ce merg, dar le trebuie o sursă de încărcare. GSM-urile merge cât merge, unele mai mult, independența lor, baterii pe litiu, dar trebuie conectate la o sursă externă de energie. La fel, sursa puterii lui David, ea nu venea, puterea lui nu venea de la el, ci sursa puterii lui era una externă și ea era Domnul. Vă rog să ascultați versetul 3-7, am să recitesc. Domnul, care m-a izbăvit din ghearele leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna filisteanului acestuia. Răspunsul lui Saul este pe măsură, du-te și Domnul să fie cu tine. Domnul mă va izbăvi, du-te și Domnul să fie cu tine. Care era sursa puterii lui David? Era Domnul, slăvească-i se numele în veci. Domnul a fost sursa puterii lui David. Fără să ne bazăm pe această sursă, noi nu vom putea să biruim giganții din viața noastră. Noi cu puterile noastre, prin firea noastră, prin înțelepciunea noastră, prin înzestările noastre naturale, noi nu vom putea birui giganții noștri. Dar dacă vom proceda ca și David, vom alege ca sursă de putere pentru viața noastră spirituală și ne vom baza pe Domnul, cu siguranță că vom birui acest gigant. Haideți să vedem în Scriptură ungerea lui Saul, de exemplu, 1 Samuel, capitolul 10, versetul 1, să vedem sursa puterii acestor oameni. Atunci Samuel a luat un vas cu un de lemn și l-a turnat pe capul lui Saul, sărutându-l și spunându-i, Domnul te unge ca și căpetenia moștenirii sale. Și care a fost rezultatul acestei ungeri? Vreau să observați imediat rezultatul. Duhul Domnului va fi peste tine în putere și vei proroci cu ei. Vei fi transformat într-un alt om. Ceea ce are nevoie lumea aceasta, sighetul marmației să vadă, are nevoie să vadă oameni unși de puterea lui Dumnezeu și oameni transformați. Când ei vor vedea oameni transformați, care să răspundă cu bine la rău, atunci când îi se face rău, ei vor cădea în rugăciune, vor cădea la picioarele Domnului. Și vă spune, wow, Doamne, Tu ai oameni aici care știu să iubească. Ioan, capitolul 15, cum va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei când vă veți iubi unii pe alții? Ungerea lui David, 1 Samuel 13, 16, versetul 13, Duhul Domnului a venit peste David în putere. Și care a fost rezultatul imediat al ungerii, al sursei puterii? 1 Samuel 18, versetul 14, în tot ceea ce făcea avea izbândă, fiindcă Domnul era cu el. Ați vrea ca tot ceea ce faceți, Dumnezeu să-și pună mâna peste mâna dumneavoastră, să-și pună mâna peste lucrarea dumneavoastră și să aveți izbândă? Zic, Doamne, ajută-ne! Vedeți, atunci când ungerea lui Dumnezeu este peste noi. Haideți să vedem, la treilea rând, și ungerea credincioșilor nou testamentali. Fapte 1:8, căci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. 1 Corinteni 2:4, căci propovăduirea mea nu stătea în vorbirea, în duplecătoarea înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 20, versetul 27, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi. Și n-aveți trebuință să vă învețe altcineva, fiindcă însăși ungerea vă învață despre toate lucrurile și ea este adevărată și ea nu este o minciună. De aceea rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. Ungerea, conectarea la sursa puterii prin Duhul lui Dumnezeu, mă învață și mă ajută să rămân înrădăcinat puternic în Hristos și să nu mă clatin după învățăturile deșarte ale lumii acesteia. Apoi, un alt răspuns. Haideți să vedem dacă David s-a conectat la sursa puterii. Ce-a mai făcut David? A ales în al doilea rând armele cele mai potrivite. Versetul 38 la 40 ne descrie faptul că David a luat 5 pietre și le-a pus în traista lui. Saul a încercat să-l îmbrace cu armura pe care el o purta, dar aceasta era incomodă pentru el și nu se potrivea. În același fel, de-a lungul vieții, oamenii vor încerca să așeze asupra umerilor tăi armura așteptărilor lor. Ei vor spune, tu ești ordinat, tu ești slujitor, pentru că ei ar fi vrut și n-au putut, probabil. Dar ei totuși își agață speranța în tine. Și vezi, acum tu ești acolo, trebuie să faci așa, așa. Vezi că și eu te-am votat în biserică. Tu trebuie să faci așa, tu trebuie să faci cu tare și cealaltă. Și încearcă să așeze asupra ta armura așteptărilor lor. Dar David a spus, Saule, nu te supăra. Tu mi-o dai, apreciez gestul. Dar este prea incomodă pentru mine această armură. Eu nu sunt obișnuit cu ea. Eu am felul meu de a mă raporta la Dumnezeu. Și felul meu s-ar putea să fie diferit față de felul tău,
de a te raporta la Dumnezeu. Vedeți, el a refuzat acea armură a așteptărilor oamenilor și prin aceasta, de altfel, ne transmite nouă că a refuzat metoda așteptării oamenilor lumești. El s-a plecat și a luat din pârâu 5 pietre netede pe care le-a pus în traista lui. Astăzi multe biserici, vorbesc de această biserică care propășește și Dumnezeu o binecuvintează. Și chiar noi, fiindcă avem un decalaj, vă urmărim cu plăcere, fiindcă dumneavoastră transmite și joi. Și ne face plăcere și ne înviorează sufletele, apa proaspătă care se dă aici, la această biserică, nu doar prin predici și prin modul în care vă rugați și vă închinați. Totul este transformator, totul este un izvor de bucurie pentru un suflet însetat care ascultă cu plăcere slujbele care se desfășoară aici sub prezența și sub ungerea lui Dumnezeu. Și zic, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar sunt biserici care sunt acolo unde sunt, fiindcă ele nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și pe puterea Duhului Sfânt. Acolo, în acele biserici, domină cultul personalității, acolo, în acele biserici, se încearcă jocuri la tineret, se încearcă atâtea și atâtea lucruri, se organizează, se fac și coruri, și orchestre, și fanfare. Și toate acestea sunt bune în sine, fiindcă este forma evlaviei, dar lipsește puterea. Să știți, Apostolul Pavel nu condamnă forma de evlavie, și spune că unii au doar o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Și unii care citesc Biblia, ei înțeleg că forma este rea. Forma nu este rea, forma este bună și forma este necesară. Corul este necesar, structurile sunt necesare, dar este nevoie de putere. Pentru că forma fără putere, ea nu ajută cu nimic. Haideți să vedem câteva pietre pe care David le-a luat. Și bazat pe acest cuvânt al lui Dumnezeu, aș vrea să vedem o primă piatră pe care David a luat, și anume piatra progresiei trecutului. David nu știa prea multe despre suliță și scuturi, despre armură, dar el a luat o piatră din traistă. Și în versetul 34 până la 37, capitolul 17, David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui tău și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, l-apucam de falcă, îl loviam și îl omoram. David a învățat să meargă din victorie în victorie, fiindcă era credincios în lucrurile mici. Și David a folosit următorul principiu și a spus așa: dacă Domnul a fost cu mine în lucrurile mici, ursul și leul l-am doborât, va fi cu mine și împotriva lui Goliat. Că ce-i pentru Dumnezeu care mă ajută să dobor leul și ursul, să mă ajute să-l dobor pe Goliat? Fiindcă Dumnezeu este mai mare decât Goliat. Și ne spune Scriptura, cel ce este în inima noastră, Hristos, este mai mare decât cel ce este în lume. Atunci de cine să mă tem? Vedeți, el a folosit această piatră a progresiei trecutului și fiind credincios în lucrurile mici, el a privit în trecut la acele momente când Dumnezeu l-a însoțit în luptele lui mici și biruind luptele mici poți să ai speranță să biruiești giganți mari. Însă, din păcate, sunt mulți în multe biserici care nu pot să biruiască lupte mici, ei nu pot să biruiască bârfa, ei nu pot să biruiască această vorbire de rău, nu pot să biruiască certurile, nu pot să-ți țină în frâu trupul, fiindcă le place una sau alta. Ei nu pot să biruiască, dar ei vor lucruri mari, ei vor să fie avansați în grad, vor să fie propulsați. Frate și soră, biruie mai întâi lucrurile mici și Dumnezeu va da suficientă înțelepciune și maturitate spirituală fraților care conduc biserica ca să vadă efortul, dragostea pe care le manifesti și cu siguranță Dumnezeu se va folosi de ei ca să te propulseze. Fiindcă Dumnezeu vede tot ceea ce faci. El nu este nedrept ca să uite osteneala voastră, care ajutorați pe sfinți, cum spune Scriptura. Dumnezeu vede totul. De aceea este bine să luăm această piatră a progresiei trecutului, să privim în urmă la luptele în care Dumnezeu ne-a ajutat să le biruim și să fim siguri că același Dumnezeu, care nu s-a schimbat, ne va da biruință și în lucrurile mari. O altă piatră pe care David a folosit-o a fost piatra autorității. David l-a biruit pe David, fiindcă s-a bazat pe metoda puterii divine. Și 1 Corinteni, capitolul 10, ne spune armele cu care ne luptăm noi. Ele nu sunt supuse firii pământești, ci ele sunt menite ca să surpe orice întăritură. Ele vin de la Dumnezeu. David a avut un stăpân puternic, fiindcă îi spune lui Goliat: tu vii înaintea mea cu suliță și scut, dar eu vin în numele Domnului Dumnezeului oștirilor. Așadar, autoritatea lui David de unde venea? Nu din armura pe care Saul a încercat să o așeze pe umerii lui,
ci autoritatea lui David venea din numele Domnului Dumnezeului oștirilor. În același fel, noi credincioșii, noi putem avea biruință asupra lui Satana datorită autorității numelui Domnului nostru Iisus Hristos, pe care fiecare dintre noi, de care fiecare poate să beneficieze. Fiindcă Apocalipsa ne spune despre acele momente care vor veni, vor veni, să știți, așa cum a mai fost, nu este nimic nou sub soare, este posibil și cu siguranță, după ce vor fi cataclisme naturale și așa mai departe, vor veni și momente de prigoană. Dar spune aici cartea Apocalipsa, ei martirii l-au biruit pe Satana prin cuvântul mărturisirii lor și prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Citeam undeva și mi-a plăcut o ilustrație, se spune că într-un apartament se dădea o petrecere sălbatică și cineva a reclamat pe acei vecini la poliție. A venit polițistul și a spus, s-a bătut cu putere în ușă, sunt John Smith, deschideți ușa. S-a făcut puțin liniște, câteva secunde, la care, băia, cine, John Smith? Mai departe, dă-i muzica, chef. Acest agent bate din nou în ușă. Sunt sergent de poliție John Smith, în numele legii deschideți ușa. Opa, lucrurile s-au schimbat. Vedeți, nu datorită faptului că el era John Smith, au deschis acei petrecăreți ușa, ci datorită autorității care era în spatele acestui nume. Duhurile vor cădea la pământ înaintea noastră, nu datorită nouă, a cine suntem noi, ci datorită autorității numelui Domnului Iisus Hristos, care este așezat peste noi. Matei, Marcu 16 spune, vă voi da autoritate sau putere să călcați peste scorpii și năpârci și peste toată puterea vrăjmașului. Noi putem să-l biruim pe diavolul datorită autorității numelui Domnului Iisus Hristos, pe care o cerem tot timpul la rugăciune, o cerem când venim în biserică, datorită ungerii care este peste noi, noi avem putere. Imaginați-vă un mic agent de poliție cum dirigează camioane, le face doar cu mâna și ele se supun și încotro dirigează el, într-acolo se deplasează acele camioane. Domnul Iisus a spus, toată autoritatea sau toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și această autoritate vă dau și vă las vouă. Ajută-ne, Doamne, ca să ne folosim de ea și să nu trăim sub nivelul așteptărilor a ceea ce Dumnezeu vrea să facă din noi și să vedem și să stăm neputincioși cum diavolul își bate joc de unul sau de celălalt, ci să ne folosim de această autoritate și Dumnezeu să facă eliberări și minuni în biserica aceasta puternice. Și cei legați de lanțurile diavolului să cadă la pământ și să spune Dumnezeu este aici în mijlocul vostru, amin. O altă piatră pe care David a folosit-o a fost piatra priorității sau a scopului. În această zi, Domnul te va da mâinile mele și tot pământul va cunoaște că este un Dumnezeu în Israel. Vedeți, bazat pe acest verset, am putea enunța acest principiu a priorităților sau a scopului. Adu-ți aminte că prioritatea ta cea mai înaltă nu ești tu însuți, ci este autoritatea și este reputația numelui lui Dumnezeu. David a văzut în Goliat o șansă ca Dumnezeu să-și arate măreția prin el. A fost sigur David că nu va scăpa cu viață? Nu, n-a fost sigur, dar a spus merită. Atunci când reputația, când onoarea Dumnezeului meu celui viu și mare, căruia îi slujesc, este în joc, eu va trebui să intervin. De aceea s-au făcut marșuri pentru familia Furdui, pentru cealaltă familie și peste tot. Atunci când autoritatea, când familia instituită de Dumnezeu este călcată în picioare, noi creștinii trebuie să ne ridicăm împreună, fiindcă este vorba de reputația, de onoarea numelui Dumnezeului nostru. Principiul scopului sună în felul următor. David știa că Dumnezeu are un scop pentru viața lui. Știți de ce știa? Fiindcă nu de mult, câtva timp înainte, foarte scump, Dumnezeu a trimis pe Samuel cu cornul, cu un de lemn și a primit ungerea. Și acum principiul scopului, priorității scopului, mintea lui David sună în felul următor. Măi, Dumnezeu nu-i cap diavolul să-și bată joc, adică Dumnezeu azi te unge și mâine te dă pe mâna lui Goliat, nu? Nu, imposibil. Dumnezeu nu te unge astăzi ca a doua zi să rămâi de bagiocuri a vrăjmașilor tăi, nu. Atunci când Dumnezeu te unge, înseamnă că Dumnezeu are un plan cu tine. Și planul lui va rămâne și va sta în picioare. Cineva a spus, giganții sunt puși în viața noastră pentru a ne crește în Domnul. Și un scriitor creștin și pastor Warren Wiersbe a spus, giganții sunt denivelările pe care noi urcăm. Ajută-ne, Doamne, să urcăm fiind testați de aceste denivelări. Rugăciunea lui David este foarte asemănătoare cu aceea lui Ilie din 1 Împărați 18, când spunea, Doamne Dumnezeule lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel
i-a păsat de onoarea numelui lui Dumnezeu, că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Fapte 4, versetul 29, și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne numele robului tău, celui Sfânt Iisus. Vedeți, ei n-au spus, Doamne, ajută-ne să ne ascundem cum se ascund peștii nisip în acvariu. Când pui un prădător, în acvariu și peștii se ascund. Nu, a spus, Doamne, noi nu vrem să ne ascundem, ci dă putere robilor tăi să te mărturisim așa cum trebuie. Amin. Ca oamenii să cunoască numele tău, să se împace cu tine. Vedeți, ăsta a fost, nici nu le-a păsat de ei. Doamne, ce se întâmplă cu noi, problema ta? Că trebuie să mor astăzi sau mâine cu o moarte, oricum sunt dator. Dar reputația numelui tău, eu vreau să mă lupt, o iubesc, fiindcă te iubesc pe tine. Amin. Și vreau să o salvez cât îmi stă în putință. O altă piatră, a patra piatră a fost piatra curajului. David a spus lui Saul, niciunul să nu se înfricoșeze în inima lui. Robul tău se va duce să se bată cu filisteanul. Cine a fost gata să pună pariu, cum se spune, cum spune lumea pe David, să pună rămășag? Nimeni, niciunul. Nimeni n-ar fi fost gata să pună rămășag pe David. Dar dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit în scop miraculos, David ar fi murit. De aceea, este bine să luăm această piatră a curajului și să ne asumăm riscuri. Oamenii curajoși sunt gata să accepte ridicularizarea. Așa cum David a fost ridiculizat chiar de frații lui și Domnul Iisus a fost ridiculizat de frații lui, de Israel, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce le-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Au venit frații lui și au spus, știi, David, tu ești prea mic, tu ești prea tânăr, n-ai cum să te lupți cu Goliat. Și pe undeva aveau dreptate, nu? Era prea tânăr, era prea neexperimentat. Dar pe de altă parte, ceea ce nu știau ei, era că David avea ungerea peste el. Și David îl avea pe Dumnezeu în viața lui. Oamenii curajoși sunt siguri de rezultate. El a mers pe câmpul de luptă sigur de victorie. Știți ce-mi place la David? Vă rog să observați ce spune Biblia. Nu spune când a ieșit Goliat, bun, a discutat, a negociat cu Saul, cu armura, etc. Și acum a spus, nu, acum aștept să văd pe unde mă atacă, nu? Și ce spune, da, ce spune Biblia? Că a alergat el, în loc să stea, să se uite, să gândească, nu mă pot răzgândi, scuze, nu mă pot răzgândi, nu. El a alergat. Când i s-a dat startul, a spus, mă duc, a alergat înspre Uriaș. Este ceva deosebit. A dat dovadă de un curaj deosebit. La fel noi credincioșii putem fi trântiți jos, dar nu omorâți. Întotdeauna noi vom fi ridicați de Domnul nostru Iisus Hristos. O altă piatră și ultima este piatra persistenței. De ce a luat David 5 pietre și anticipam acest lucru? Fiindcă se gândea, poate cu una n-am să-l nimeresc, n-am să-l lovesc. Și Domnul Iisus ne spune că sunt unele duhuri care sunt obraznice și care nu ies afară doar cu rugăciune, ci doar cu rugăciune și cu post. De aceea el a luat mai multe pietre, a fost persistent. Omul lui Dumnezeu, 2 Împărați, capitolul 13, versetul 5, a spus Elisei, unui împărat al lui Israel, când era pe moarte, a spus, iar cu săgeți și trage. Dar acest om, acest împărat s-a oprit și a spus, vezi, acum vei bate de 3 ori pe filisteni. Dar trebuia să tragi mai multe săgeți, trebuie să fim persistenți, frați și surori, trebuie să tragem mai multe săgeți. Sigur că unii iau acest verset și se referă doar la naștere copii și așa, că câte săgeți, etc. Dar acest verset ne vorbește despre faptul că trebuie să fim persistenți cu diavolul. Apoi, un alt lucru, al treilea lucru, foarte pe scurt, țineți privirea țintă. Țineți privirea țintă și nu te lăsa deturnat de la scopul, de la lucrarea lui Dumnezeu. Toți cei ce sunt adunați aici vor ști că nu prin sabie și prin suliță salvează Domnul. Cu alte cuvinte, nu te lăsa distras de gigant. Și vreau să iau aici doar un exemplu din Neemia, capitolul 6, versetul 3. Nu pusesem încă ușile porților, spune Neemia, când Sambala, Tobia, Geshem, Arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că nu mai era nicio spărtură. Atunci Sambalat și Geshem au trimis să-mi spună, vino și să ne întâlnim în Valea Ono, în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis soli, spune Neemia cu următorul răspuns, am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor, căci cât timp mă voi coborâ, lucrul Domnului va înceta. Rog să observați, ori de câte ori mergem pe tărâmul diavolului să ne întâlnim cu el, lucrul Domnului încetează. Neemia spune că au venit la mine de 4 ori, în 4 rânduri mi-au făcut aceeași cerere. Nu știu câte ori a venit la tine diavolul, poate trebuia să fii și în alte zile în biserică sau
Poate voi sunteți aceia și alții, la alții a venit, nu știu ce să spun, dar probabil la unul i-a spus, hai la Big să bem o cafea, sau hai la Cristina la cofetărie, când e slujbă la biserică. La altul poate i-a spus, știi ce, acum e vreme bună, zice, după ploaie, peștii, zice, hai să mergem la pescuit, și nu ești la biserică, tu ești la pescuit. Poate altă dată spune, wow, nu trebuie să pierzi telenovele, a, atenție, că vine și campionatul. Și s-ar putea să se suprapună cu programele bisericii. De 4 ori mi-au făcut aceeași cerere și de 4 ori le-am dat același răspuns. Nu, pentru că lucrul Domnului ar înceta. Acum, în dreptul dumitale, nu știu ce răspuns le-ai dat. Nu știu ce răspuns îi dai lui Tobia, lui Sambala și așa mai departe. S-ar putea ca Duhul lui Tobia să biruie. Să spui, ok, ce, am pierdut un program, nu-i mare lucru. Am pierdut o slujbă, nu-i mare lucru. Deci, a fi vigilent și nu te lăsa deturnat de la țintă, de la Domnul nostru Iisus Hristos. Și, sigur, în ultimul rând și voi încheia, taie capul dușmanului după ce l-ai înfrânt. Rog să observați că dușmanul, în versetul 51, și aș vrea să vă pun din nou o întrebare care îmi pare ridicolă, copilărească, dar totuși îmi permit să vă întreb, în versetul 51 mai era dușmanul, mai era Goliat acolo? Era? Era, dar cum era? Vedeți, în loc să-l descrie, dacă ar fi să fiți dumneavoastră scriitor, să-l descrieți pe Goliat, ce a spune? Deci, e acolo, versetul 51, e acolo un Goliat, dar nu ați mai spune 3 metri înălțime. Ce a spune? 3 metri lungime. Nu? Că era întins de-a latul, sau 3 metri lățime, lungime. Vedeți ce face credința? Credința este capabilă să ia ce este deasupra capului nostru și să o aducă sub picioarele noastre. La fel cum spune Domnul Iisus Hristos îngerului bisericii din Filadelfia. Deci îți voi da din cei ce sunt în sinagoga satanei, să știe că te-am iubit. Vor veni și se vor închina la picioarele tale, să știe că te-am iubit. Asta face credința. Ia tot ceea ce se ridică deasupra capului tău ca să te amenințe, să te devoreze și le aduce la picioarele tale. Dar ceea ce este foarte important este să tai capul vrăjmașului. Știți că sunt unii care după ce au doborât vrăjmașul se mulțumesc cu atâta și nu-i mai taie capul. Știți că, deși nu scrie Scriptura, îmi place să cred că armata filisteană a rămas oarecum în suspans. Mă, l-a nimerit, o tras o piatră, nu cumva Goliat nu m-a amețit și o stat oarecum în tensiune. O zis, bă, dacă se ridică? Și o spus, nu, stați un pic, să fie treaba rezolvată. A alergat, i-a luat sabia, i-a despărțit capul. Și să văd acum cum se mai trezește amețitul ăsta de Goliat, nu? Vedeți, este foarte important să nu te mulțumești că l-ai doborât. Ce spune Timotei, Tit, capitolul 2, versetul 13? Spune, Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, ne învață să o rupem cu păgânătatea. Știți ce fac unii? O îndoaie ca bambusul sau ca fibra de lemn, bambusul sau fibra de sticlă. Știți că fibra de sticlă are un moment critic, chiar dacă ea se îndoaie când vine un pește mai mare. Dar este un moment când ea cedează și se rupe. Vedeți, așa ne cere nouă Biblia. Ne învață să o rupem cu păgânătatea, nu să o îndoim. Azi ai îndoit-o puțin, i-ai dat una la păgânătate, ai scăpat. Ai spus, asta a câștigat Domnul, dar Dumnezeu nu vrea așa, să fim așa aruncați în două de diavolul. Azi Domnul, mâine satana, nu. Dumnezeu vrea să o rupem cu păgânătatea și cu pofte lumești. Capul lui Goliat să fie tăiat. Dacă n-ai tăiat până acum capul poftelor, în seara aceasta te invit să o faci. Taie capul jocurilor de noroc, taie capul alcoolului, taie capul pornografiei, taie capul vechilor obiceiuri, taie capul infidelității. Taie capul certurilor, taie capul bârfei a mândriei, taie capul lui Goliat și Dumnezeu te va binecuvânta. Vei avea propășire și atunci când va veni pe norii cerului, a spune, vino, slugă bună și credincioasă, fiindcă mi-ai slujit cu devotament. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea această credință, această înzestrare, această înțelepciune de a alege armele corecte și de a ne lupta cu giganții noștri, de a nu fugi de ei. Ea nu spune, lasă, că poate vor fugi, vor dispare, fiindcă ei nu vor dispare. Ai de dus o luptă și Dumnezeu îți va încuruna victoria. Amin. Amin. Dragii mei, haideți să ne ridicăm. Nu ne rămâne decât să ne închinăm cu mulțumire și în același timp consacrându-ne lui Dumnezeu și rugându-ne pentru toți cei care sunt aici și au uriași în viața lor, Dumnezeu să le dea puterea necesară. Ei sunt învinși prin Iisus Domnul, dar biruința aceasta să o repurteze și sufletele din biserica noastră, ca o conștientizare reală, intimă, lăuntrică, prin numele Domnului Iisus. Amin. Cu toată adunarea, mulțumim lui Dumnezeu. Tată din